Diabetul este o boală foarte frecventă în populația generală. Ea afectează toate organele și afectează și globul ocular. În cadrul afecțiunilor oftalmologice apare cataracta mai precoce decât în cazul populației generale. De asemenea, poate să apară retinopatia diabetică, dezlipirea de retină, glaucomul neovascular, care sunt complicații ale retinopatiei diabetice. Toți pacienții cu diabet sunt foarte bine monitorizați, ei fiind controlați la aproximativ 6 luni, când se face o examinare atentă a fundului de ochi și poate fi identificată prezența retinopatiei diabetice. În cazul în care apare această retinopatie diabetică, pacientul va fi monitorizat mult mai frecvent, aproximativ din 3 în 3 luni. Ce reprezintă retinopatia diabetică? Practic este o proastă circulație a sângelui la nivelul retinei. Lichidele nu mai circulă așa cum trebuie și ele stagnează la nivelul retinei și duc la apariția edemului macular și a tuturor complicațiilor care pot să apară după aceasta, cu scăderea acuității vizuale. Deci, retinopatia diabetică este o complicație severă a diabetului și arată o evoluție nu foarte bună a acestuia printr-un prost control al gliceniei și sau printr-o evoluție de lungă durată a diabetului. În cazul în care am identificat prezența retinopatiei diabetice, trebuie să luăm niște măsuri în funcție de stadiile acesteia, care sunt retinopatie diabetică preproliferativă și proliferativă, cu mai multe substadii ale acestora, vedem care este opțiunea de tratament cea mai bună. La început, monitorizarea, dacă apar complicații, cum ar fi hemoragii preretiniene, exudate dure, exudate moi, necesită și alte intervenții, cum ar fi injecțiile intraretiniene sau chiar intervențiile chirurgicale. Tot ceea ce putem face în cazul retinopatiei diabetice este să avertizăm pacientul să aibă un control foarte bun al gliceniei și al tensiunii arteriale sistemice, pentru că cele două patologii merg mână în mână, și de asemenea să intervenim atunci când este cazul cu injecții intraoculare cu agenți anti-VEGF, iar dacă lucrurile se complică, să facem intervenție.